fel de miroi, nu cred că s-ar da alături și ieșit cu domnul primar de Chetrosu, noi fiecare am fi bucuroși ca să avem și noi un asemenea sistem de canalizare. Eu cred că nimeni dintre noi nu s-ar da alături, eu cu noi este autorizată, care fie cu transport asigurată, ei, o gunoi este mare, dar după cum înțeleg, eu cred că este niște proiecte mari și vreau să mă limitez, adică eu la problema mea, la noi problemele sunt cam la tot tot una. Îți gunoiști, apă murdară, papură, asta e problema râului. Eu m-am stăruit să scriu un proiect unde am pus chiar și așelea și vreo 5 izvoare ca să le distupăm că ele au fost când au fost, dar nu sunt înnămolite. Să trăgem prin metoda unor clăci cu oameni, cu greble, cu cozi lungi, trăgem de pe malurile, ambele maluri a râului, toate deșeurile care sunt pe malul apii, este tot gunoaie, tot trebuie depozitate. Am mai pus și eu plantarea cuiețelor, de mă rog, vrem să vedem și înverzirea. Dar eu m-am exprimat și la celelalte seminarii și cu doamna Ina am mai vorbit pe telefon. Cea mai mare și cea mai dureroasă problemă la Căsnășenii Mari e că e un kilometru de râu în lungime și 150 de metri lățime, e păpuriș înnămolit, unde o grămădit de acolo. Nu-i mai dă voi, lumea care trăiesc pe malul, iată tot mă sună, ori vin la primărie și spun, doamna Tatiana, vorbesc cu mari de piatră să ridic și stajele în sus, când pe noi ne-a capa.